Ați primit-o, e senzațional ce s-a întâmplat, da, în ultimele zile. Numai că vreau să subliniez un lucru. Nu este bine să fie discuția asta concentrată pe doctorul Arafat. Nu, cu deci siguranță. Aici este o chestie care este... Dar să știți că oamenii vă susțin pe dumneavoastră. Este despre un concept, despre un principiu. Eu, nu, eu m-am legat de partea de urgență, bineînțeles, care mă pricep la ea. Și va trebui acum, într-adevăr, să fie discuțiile duse până la capăt, dacă așa a început, pe toate formele lor, ca să vedem, într-adevăr, ce se întâmplă. Dacă se va ajunge și la Parlament, cum s-a zis, atunci, într-adevăr, acolo vor fi și alte discuții pe temă, să vedem ce se poate face pe partea urgenței, dacă putem să salvăm ce avem acum, cum este acum, și cu privatul și cu publicul implicați în reglementările actuale, sau dacă vor fi modificări. Rugămintea mea este să se înțeleagă că nu este o luptă pentru SMURD, este pentru sistemul public de urgență, nu este pentru doctorul Arafat, este pentru sistemul de urgență și foarte atent lumea trebuie să fie, să nu apară anumite mișcări, manipulări și pe Facebook și pe una și pe alta ieșiți în stradă sau asta, pentru că nu cred că așa se va rezolva problema acum. Problema asta se va rezolva discutând și explicând prin argumente. Deci prin argumente clare, prin argumente precise care să explice exact de ce unii zic da, de ce de unii zic ba. De ce credeți dumneavoastră că argumentele vor conta de acum înainte și n-au contat până acum? Pentru că dacă argumentele sunt solide și se continuă să fie zise, la un moment trebuie cineva să înțeleagă aceste argumente, mai ales, cum ați văzut, ieri un coleg din Franța, care e de origine română, dar care este un profesor foarte renumit în Franța și în zonă, a intrat și a zis un punct de vedere. Poate că o să intre și alți colegi din afară să explice. O să se vadă că nu este un punct de vedere al unei persoane, este un punct de vedere al unei, să zicem, al unui grup de oameni care văd sistemele de urgență printr-o anumită viziune și nu neapărat prin viziunea comercială, dar și prin alte aspecte. Vă rog. Aș vrea să spun că îl susțin pe domnul Arafat, mai ales că am avut șansa ca să-l cunosc în procesul de constituire al SMURD-ului. La un moment dat, fiind secretar de stat, domnia sa, venind la nivel de vârf în Ministerul Sănătății, a fost singurul, după părerea mea, interlocutor calificat și care știa ce trebuie să facă. Avea în cap prefigurat acest sistem și care s-a dovedit că este foarte eficient. Și vă dau un exemplu. Cu toate că Ministerul Sănătății, la momentul respectiv, era condus, dacă nu mă înșel, de doamna Bartoș, dânsa, sigur, pe baza informațiilor care le-a avut, a susținut, veniseră de la import mai multe ambulanțe să fie predate la Ministerul Sănătății. Or, mașini de descarcerare erau. Mașini de descarcerare. Grație discuțiilor, aș spune, profesioniste și pertinente, realizate îndeoseb de domnul Arafat, domnia sa și-a schimbat decizia și, într-adevăr, aceste mașini de descarcerare venind la Ministerul de Interne, sigur, și într-o cuplare a efectivelor sănătate, Ministerul de Interne, respectiv pompier la acea dată, s-a realizat un sistem eficient. Eu aș vrea să vă spun că, sigur, domnia sa urmărește cu mult patos acest lucru și nu unul de tip maladiv, ci unul serios, sănătos, care tinde să mențină un sistem performant și, aș spune, îmi permit aici, mai performant chiar în unele state care au tradiție democratică avansată și în sistemul de urgență. Acest sistem se află cam în 50% din statele europene de această manieră pus în practică. Ați văzut chiar în intervenția de acum, domnia s-a arătat foarte bine că există disponibilitatea de a promova privatizarea, dar nu pe banii statului, ci pe banii privaților. Domnule Arafat, de ce, deci o presiune publică este necesară, după părerea mea. N-a putut fi ascultată. De ce sperați să fie ascultată de acum înainte? Deci, orice om tehnic și profesionist în domeniul lui continuă să zică argumentele până la ultimul moment. Dar de ce credeți că nu v-au ascultat? Poate că argumentele altora au mascat argumentele celor care știu. Poate argumentele altora au fost prezentate. Sunt mulți care vorbesc și sunt mulți care vorbesc în necunoștință de cauză. Am început să aud niște cifre care pe mine mă lasă șocat, că de exemplu o chestie care eu pot să spun hilară. Aud că de când a pornit SMURD-ul a crescut numărul bolnavilor care vin la spitale cu 3% și că a crescut mortalitatea cu 39%. Să fim serioși. Cine spune deci, așa, domnule Arafat? Inclusiv noul consilier al Ministrului Sănătății, care asta, nu sunt convins că ministrul partajează această idee. Datele nu știu de unde le are, pentru că astfel de date nu există. Cred că acum se încearcă să se vină cu niște date care acoperă datele reale. Da, de când, de când a pornit SMURD-ul, dacă a crescut mortalitatea la nivelul spitalelor, vreau să explic un lucru foarte clar, tehnic iarăși. Pe vremea lui Ceaușescu și pe primii ani din anii 90,
mortalitatea la infarctul miocardic acut era dintre cele mai mici în Europa, chiar se lăuda România că avem mortalitate foarte mică. Că după asta să ajungă mortalitatea să fie aproape cea mai mare în Europa, până ce a pornit programul de infarcte. De ce? Pentru că înainte muriau oamenii în stradă și acasă, după care s-au transferat la spital cu anumite tratamente, muriau mai mulți la spital, după care, aplicând tratamentele moderne prin programul de infarct, a început să se reducă mortalitatea. Deci același lucru cu SMURD. Dacă mai mulți muriau, din păcate, cu zile în stradă, acum se aduc mai mulți la spital cu șansa de viață, din care o parte decedează și o parte sunt salvați. Deci este normal acest lucru. Numai că cifrele care se dau și tot sunt irealiste și sunt chestii care încearcă să spună acum că, adică ce vrem să spunem? Că SMURD-ul de când a venit a crescut mortalitatea prin ce sens? Adică ucide oameni? Repet, domnule Arafat, cine are interesul să facă lucrurile astea și să scoată lucrurile astea în evidență? Astăzi au apărut în presă mai multe articole în care apar fel de fel de controverse legate de activitatea dumneavoastră. Un articol a apărut la eveniment în relație cu, cu licitațiile, dacă asta am văzut eu. Și aici vreau să vă spun, și dacă îmi permiteți o clarificare scurtă și oricând poate să fie clarificată mai lung. Deci, trei licitații au fost făcute mari la Ministerul Sănătății, 2007, 2008, 2011. Deci, încheiată în 2011, una încheiată în 2011. În 2007, când s-au luat mai multe, au fost 8 pachete. Firma care se menționează acolo a câștigat doar 2 pachete în care a fost ofertant. Restul câștigate de alte firme, deci 2 din 8, după care și la licitația din 2007 a fost monitorizare directă al Ministerului Finanțelor, care a avut reprezentant continuu în comisiile de alocare a, de atribuire și tot. În 2008 a fost o licitație făcută, dar care din ea s-a cumpărat foarte puțin pentru că s-a schimbat prețul euroleu și furnizorii n-au mai dat decât un număr mic de mașini, că nu am reușit legal să schimbăm tariful euroleu de la ofertă la tariful care, vă duceți aminte, era 3,8, a ajuns la 4,2. Pentru ei era o pierdere, nu s-a putut să se facă. Totuși, și atunci, firma menționată câștigă 2 pachete din 8 pachete. Iar acum, din 5 pachete, tot 2, și trebuie să explic o chestie aici, putem să mergem și afară, dar la cel mai mic preț, atenție. Deci, întotdeauna, prețurile, cu excepție poate la una, două, unde firmele care erau mai ieftine nu erau conform unor standarde europene, și am avut o situație anul ăsta, toate licitațiile au fost contestate la CNSC, la Consiliul de Soluționare. În toate aspectele s-a dat dreptate Ministerului, cu excepția unui pachet, unde s-a solicitat Ministerului să meargă la firma care era mai scumpă să câștige, pentru că firma care era mai ieftină se pare că a avut un act în interiorul documentelor care nu era tocmai complet corect și a trebuit descalificată și trecut la cea care era mai scumpă. În rest, Ministerul a dus niște licitații extrem de corecte. Dacă vrem să ne uităm la dinamica prețurilor datorită competiției serioase la licitațiile astea, deci mașinile care în 2007 puteau, deci erau luate la 86, la 103.000 euro, au ajuns la 86.000 de euro, cred, fără TVA vorbesc. Mașinile care erau la 79 sunt la 66.000, mașinile care erau la 60.000 au ajuns la 70.000, au ajuns la 59.000. Majoritatea mașinilor fiind de categoria celor 59.000 de euro 66. Bun, repet. Plus, mai de e ce un apar lucru. Acum aceste informații? Atât vreau să mai zic un singur lucru. Confundă articolul achizițiile Ministerului cu achizițiile care le facem pe 2% pe Fundația SMURD, care n-au nimic. Ministerul sunt achiziții publice, o fundație când achiziționează... Nu e o coincidență, e o intenție al autorului. Mai e un lucru care trebuie să-l spun și avem aici testimonialul clar al unui coleg din Franța. Deci, mașinile care le cumpărăm în România la calitatea lor, comparativ cu colegii din Franța, sunt cam la 30% mai ieftine. De ce? Pentru că ei cumpără câte 3-4 mașini, noi facem o licitație pe acord cadru pe 4 ani și ne scad prețurile. Deci în niciun caz nu avem mașinile peste prețul european, sunt sub prețul european. Domnule Arafat, trebuie să aveți o explicație pentru ce s-a întâmplat zilele acestea. De ce apar acum aceste articole? De ce apar acum aceste informații legate de SMURD? Și, de exemplu, de ce credeți că s-a implicat președintele personal în tot subiectul ăsta? Nu comentez de ce s-a implicat domnul președinte sau care este situația. Dar v-a surprins? Da, da.
pentru că asta, în mod normal, sunt discuții tehnice care trebuie să se poartă total tehnic aceste discuții și s-a încercat cu comisia, dar am mai explicat eu ce s-a întâmplat. De ce apar lucrurile astea? Sunt încercări, poate, de a discredita, poate, și persoana, și sistemul, și e păcat. Pe persoană puteți să o discreditați. Persoanele nu sunt importante, dar sistemul, asta sunt implicați în el. Pompieri, medici, paramedici, care unii dintre ei chiar au pățit incidente și la SMURT și la ambulanță. Avem un medic, să nu-l uităm, avem un medic de la ambulanță care a murit înjunghiat de către un pacient agresiv. Avem colegi care au căzut cu elicoptere, care au murit în timpul misiunii. Deci, nu trebuie atacat un sistem care își face treabă, pentru că un sistem care se atacă când își face treabă se destabilizează și s-ar putea să ne trezim că oamenii lui nu mai au același devotament, nu mai au același gândire. Deci, indiferent ce se întâmplă, oamenii ăștia vor fi afectați de astfel de atacuri. Și colegii de la ambulanță, și SMURT, și UPU, și tot. Eu cred că intervenția domnului președinte, sigur că domnul Arafat, având în vedere poziția actuală, nu poate să facă acest lucru, eu îmi voi permite să spun, este un semnal destul de clar pentru cei care înțeleg că ceva nu este în regulă. Asta ar fi prima chestiune și riscăm să asistăm la triumful forței asupra triumfului argumentelor, la care sigur domnia sa încearcă să insiste și să convingă. Dumneavoastră a solicitat de mai multe ori care sunt interesele. Eu pot să vă spun că sunt două tipuri de interese. La o manieră mai restrânsă, interese naționale prin care se încearcă să se realizeze acea formulă a noii corupții parandărât, în care pe banii statului să facem privatizare la nivel național. Asta e o chestiune și sunt câteva puncte inflamate în România și se fac presiuni serioase pentru a face această privatizare pe banii statului. Și doi, există un interes internațional unde am putea asista la o situație de monopol a unei firme care încearcă și este interesată să coopteze cât mai multe state sub această umbrelă, dar aici apare un pericol deosebit care îmbracă forme de siguranță națională și, de ce nu, într-o perspectivă, poate pentru unii se pare că spun ceva pretențios, chiar de siguranță europeană în noua construcție la care asistăm. Deci acești bani care se obțin în aceste forme vor conduce în ultima analiză la înlăturarea celor incomozi. Cel mai incomod, fiindcă este părintele acestui sistem, și o spun cu multă răspundere, cu adevărat, a fost omul care s-a luptat foarte serios ca acest sistem să funcționeze, dovadă că funcționează, iar noi încercăm să-l stricăm acum. Să mergem pe un drum nebătătorit, fără argumente suficiente, și culmea este alta, că trebuie să o rezolvăm cu termen ieri. De aceea a intervenit și domnul președinte, fiindcă greutatea vorbelor domniei sale, sigur că este mai puternică ca așa oricui. Iar domnul Arafat, sigur că poate fi înlăturat în acest context. Și ce se îi distruge imaginea. Deci această intervenție, lupta aceasta tipic comunistă de a-l destabiliza, acum până acum nu s-a văzut acest lucru. Acum mai aducem argumente, unele publicații aservite, o să publice materiale și o să-l scoată dușman de clasă. De aceea îi spun, trebuie să fie tare, să-și vadă de treabă în continuare, așa cum de altfel domnia sa face. Și mă bucur, e un act de demnitate care a reușit să-și dea demisia. Deci este primul, zic eu, poate nu vreau să greșesc, act de demnitate când un alt funcționar public își dă demisia în semn de respect pentru ceea ce știe, ce face. Și o să vedeți că în multe state din vest, inclusiv în Statele Unite, sistemul acesta cu mai mulți fluturași și toți conduc pe principiul comercializării serviciului de siguranță, funcționează prost. Ori dacă acesta merge bine, hai să-l stricăm, poate că de ce să meargă ceva bine la noi? Și să dăm bani de la stat mai mulți la cei care așteaptă. Vă susține foarte multă lume și revin la asta, domnule Arafat, pentru că e foarte important, pentru că este pentru prima dată în România când eu cel puțin văd o astfel de susținere pentru o persoană și, da, să spunem, pentru un serviciu pe care l-a spus pe picioare. Dar poate că tocmai din datorită acestei susțineri ar trebui să spuneți mai mult din ce s-a întâmplat în perioada asta. Nu, eu am zis ce s-a întâmplat. Să știți că au circulat niște chestii, că mi s-a propus să fiu... Să candidez la primărie și am refuzat. Astea sunt toate bazaconii. Deci, efectiv, așa ceva nu s-a întâmplat. Deci, eu nu am secrete să spun asta s-a întâmplat, asta nu s-a întâmplat. Eu am fost foarte deschis. Am zis simplu ce s-a întâmplat. Încă o dată, eu cred că unii au manevrat și unii au lucrat. Cine? Deci, haideți să zicem așa. Când persoane tehnice egale cu noi. Eu sunt tehnic, adică mă pricep la un domeniu. Nu discut de asigurări, de altele de chestii și va trebui alții experți să zică punctul lor de vedere pe aceste lucruri. Clar, nu trebuie monopolizată pe urgență treabă.
Însă când un om tehnic zice ceva și un alt om tehnic, pentru că se simte mai puternic, respinge orice discuție când el nu este din domeniu și începe să lucreze în spate pe date și pe tot, aici vine semnul de întrebare. Deci vorbim aici de o comisie care a lucrat pe elaborare și n-are legătură. Eu nu vreau să leg comisia neapărat de președinție sau așa ceva. Vorbesc de persoane care sunt tehnice, care s-a cerut să facă ceva și care trebuiau să-l facă cu bună credință și să-l facă corect și să-l înainteze. Acolo a fost ruptură. Ruptură de discuții, ruptură de argumente, ruptură de corelaționare între cei care se ocupă de urgență la momentul respectiv, reprezentați de doctorul Arafat, dar puteau să vină și mai mult să zică, deci noi avem, și am zis-o, avem o comisie, deci aici toată comisia a depus raportul la domnul ministru deja ca să fie dat mai departe, raportul care este semnat de 9 membri al comisiei. Ei sunt fiind 11, 2 sunt plecați, dar toată lumea a semnat aici punctul de vedere. E, aici, când te încăpățânezi că președinte de comisie, că eu știu mai bine decât voi, pentru că eu sunt specialist al managementului sanitar. Cine și e voi, președintele comisiei? Domnul profesor Vlădescu, deci aici cu care am încercat să luăm legătura, deci, și înțeleg că e președinte de la ora 12. Domnule Arafat, unde trebuia să lucreze această comisie? La președinție, comisia care să rezolve această problemă, sau la guvern, după părerea dumneavoastră, sau la Ministerul Sănătății? Nu. Deci, care deci în mod normal, această comisie trebuia să asculte punctul de... Adică e bine că a făcut o propunere aici, nimeni nu poate să zică, oricine poate să scrie. Sigur, și asta normal. Nicio problemă, dar la un moment trebuia să asculte punctul de vedere tehnic al ministerului. A fost din comisie dumneavoastră sau nu? Eu n-am fost în comisie. Nu, dar când s-a discutat la minister. Când s-a discutat la minister, după primele două discuții în care la a doua am trebuit să plec, pentru că într-adevăr a devenit mai mult punerea la zid decât o discuție logică pe argumente, după asta, într-adevăr, s-a solicitat că eu să nu mai particip la ședințele ministerului și n-am mai participat la ședințele ministerului. Clar, atunci. Ministerul totuși a dat o propunere comisiei pentru o anumită formă, păstrând partea de urgență, care ulterior inclusiv a venit chestia de la femei și a zis că asta e o parte care nu trebuie să se atingă de ea acum, că merge bine, exemplu regional. Și când practică, exact, și care au zis așa, regiune. Cel puțin până ce vedeți că rezultatele reformei sunt pozitive pe restul sectorului. Cine a cerut să nu mai participați la ședință? Eu știu că s-a transmis mesaj, știu că prin anumiți colegi și știu că a venit mesajul, cel puțin din partea domnului Vlădescu, da, cu siguranță. Ați încercat? Adică ați stat de vorbă cu domnul Vlădescu în perioada asta? După ce a cerut să nu mai particip. Nu, iar discuțiile n-au fost discuții foarte liniștite, pentru că știți cum? Când discută cineva de domeniul tău și îți bagă tot timpul argumente care sunt argumente care tu știi că astea sunt argumente ireale, colaterale, și el nu vrea să asculte și nu vrea să se convingă, pentru că are încredere că este omul de management sanitar și că și aici este greșeală și a fost o greșeală mare și în România și în alte țări, lumea se uită la urgență că este problemă de management sanitar. Nu. Este singurul sector, poate din domeniul sanitar, care managementul lui merge pe principii mai mult spre principiile strategice, principiile de intervenție, principiile de organizare, mai mult către organizarea de teren, de intervenție, pe timp, pe tot. Deci nu este că serviciile care stai și aștepți că ai o operație care se face peste două zile sau peste trei zile și asta. Deci aici sunt alte concepte de organizare. Trebuie să se asculte cei care vorbesc. Dar dumneavoastră, că până expert. La momentul acesta, ce relație ați avut cu domnul Vlădescu, de exemplu? Eu l-am cunoscut pe dânsul și într-un proiect elvețian, care dânsul atunci era la Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, care a fost implementat cu mai mulți de la urgență. Deci l-am cunoscut mai de mult, dar nu au fost relații. Deci până la momentul ăsta nu pot să spun că au fost orice problemă. Deci aici s-a generat treabă din intenția, într-adevăr, de a destabiliza legislația actuală pe urgență, introducând o legislație sau o propunere legislativă care, cel puțin noi de la urgență, consideram că pe urgență ne termină tot ce am muncit 4 ani. Și aici trebuie să înțelegeți. Vă dau un exemplu, că să înțeleagă lumea ce s-a muncit pe această legislație. Deci niște colegi care, de exemplu, pe un ordin, care inițial s-a lucrat, am scris, cred, vreo o lună pe el, să-l punem la punct, după care am mers vreo 11-15 colegi la Poiana Brașov, am intrat în hotel, la sala de ședințe,
Și am stat acolo 3 zile, fiecare zi plecând la camera să dormim la ora 12 noapte și la ora 9 a doua zi să continuăm. A treia zi abia au ieșit din hotel colegii, cu masa acolo și tot. Așa s-a lucrat pe fiecare ordin, pe fiecare chestie din legea actuală, pe urgență, că să ajungem într-adevăr să avem un sistem cât de cât. Deci nu este, cum s-a zis, a monopolizat doctorul Arafat. Nu. Am avut mult și am avut contradicții și se ajungea la discuții destul de aprinse în comisie. Iarăși se lua pauză, iarăși se continua. Deci asta era modul în care s-a lucrat pe această legislație. Deci de aici nu e doctorul Arafat numai care se uită la acest lucru ca o problemă. Sunt mai mulți colegi tehnici care se uită la această problemă. Și atunci, de unde ați devenit dumneavoastră inamicul public? Nu știu, aici nu comentez. Deci nu vreau să intru pe niciun comentariu politic, pentru că eu nu fac politică. Deci e politic? Nu știu. Deci nu comentez persoane sau nu vreau să comentez nici ce a făcut domnul președinte, nici ce zice alta persoană. Eu vorbesc pur tehnic pe un domeniu și atât. Deci eu aș spune, sigur că domnia sa se ferește mereu și poate bine face că nu acuză în mod nemijlocit, dar cei care ne ascultă înțeleg mult mai mult decât credem noi. Eu cred că în acest context în care domnia sa a fost înlăturat, nici măcar să nu-și pună un punct de vedere pertinent pentru a atrage atenția și a capta-o, așa cum a făcut de nenumărate ori, a celor care lucrează la proiect, aș spune că incompetența noilor politruci politici ai puterii și a coaliților lor trebuie suplinită din bani publici și făcut o privatizare care în mod cert urmărește ceva. Deci un sistem care merge, de ce trebuie stricat, nu înțeleg. Eu vreau să spun un lucru totuși și trebuie să-l spun. Și acum, cu actualul guvern, am primit bani și au fost făcute echipaje și încă cele 4 județe care se fac în ele echipaje și s-a primit și elicopter și tot. Aici nu e o chestie că nu e un sprijin. Colaborarea cu Ministerul de Interne a fost excelentă. Sprijinul continuu. Nu au fost probleme aici. Problemele, încă o dată, s-au creat pe o dispută. Nu, deci nici premierul niciodată n-a zis că am ceva cu smurdul sau așa ceva. Nici vorba. Aici dispută s-a creat pe ideea că doctorul Arafat nu vrea concurență, uite-te concurența ce bine face și asta, care este introdusă de către această comisie. Dacă vrem să luăm realitatea, privatizarea n-am avut nimic împotrivă ei până la limitele normale. Noi în 2006 am deschis privatului acces la sistemul de urgență, ca și competiție pe bani privați integrală pe toate segmentele ce alte țări europene nu fac. În 2006, după foarte multe presiuni și discuții, am permis inclusiv prin lege accesul la fondurile publice pe partea de consultații și transport. Dovadă că ei fac astfel de intervenții prin protocoale cu serviciile de ambulanță și în București, să zic, de 10.000 de intervenții pe an făcute de vreo 3-4 firme private, unde am limitat accesul la fondurile publice, este zona strategică pe urgență, ca să păstrăm sectorul public corect finanțat și să meargă mai departe. E, de aici a zice că e împotriva privatizării și concurenței, este o mare cale. Deci noi zicem, fondurile publice ale statului trebuie pe urgențele majore și pe urgență, care noi zicem cod roșu, cod galben, mai avem codul verde care e deschis și privatului, pe cod roșu și pe cod galben trebuie concentrată pe sectorul de stat. De ce? Sectorul de stat nu este pur și simplu doar un sector care dai telefon 112, îți vine smurdul, îți vine ambulanța, rezolvă un stop cardiac, rezolvă un accident rutier sau asta. Sectorul de stat este ca o armată. Se mișcă zilnic și măcar mai mult, pentru că armata tot timpul face exerciții să se pregătească pentru un anumit război. Sectorul de stat este într-un război continuu, în pregătire continuă, dar la un moment sectorul de stat poate să aibă misiuni extrem de grele, care trebuie să riște, trebuie să meargă cu capul înainte, cum se spune, cu risc, că își pierde una, pierde alta, pierde echipamente, pierde, deci, la dezastre, la calamități, la tot. Deci, acest sector, acum noi am ajuns în România să fim foarte lăudați. Ieri un coleg a intrat din Franța și a zis ceva. Cum este cu serviciul SMUR la ei? Că nu e SMUR, e SMUR, Service Mobil d'Urgence Reanimation. Pentru că la ei, de ce nu există D-ul? Descarcerare. Sistemul francez merge așa. Are un sector public din două componente. Spitale, care au mașinile lor și care se numesc servicii de asistență medicală, serviciul de asistență medicală de urgență, care are un dispecerat, sub el are servicii mobile de urgență și reanimare. Și pompieri... Să vă rog să vă păstrați ideea, trebuie să luăm o scurtă pauză și ne întoarcem în câteva minute. Aici.
Creatorii prospețimii Dero 2 în 1 Flor Balsam te răsfață cu noul Dero Lichid. Pentru că e gata dizolvat, noul Dero Lichid îți învăluie rufele cu o infuzie de prospețime ce le va lăsa mai parfumate. Mai parfumate. Mai parfumate, mai mult ca niciodată până acum. Noul Dero Lichid. Prospețimea nu a durat niciodată atât. Intră azi pe totulredus.ro să afli cele mai tari reduceri ale săptămânii la categoria haine, parfumuri și accesorii. totulredus.ro. Deschis non-stop. Tu cât timp pierzi zilnic la toaletă? Încearcă Tranzactiv. Natural, efect laxativ. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Nou! Acum ai Tranzactiv efervescent cu vitamina C pentru eliberare rapidă și întărirea capilarelor intestinale. Tranzactiv. Natural. Efect laxativ. Portretul eroului se compune din trăsături fizice și morale evidențiate direct sau indirect de vocea autorială. Încă din incipit este menționată direct vârsta selectuții prin epitetul bătrân, așezat înaintea numelui personajului, iar prin comparația cașoiul singuratic se sugerează indirect câteva trăsături morale, solitar, curajos și semnat. Suntem cu toții responsabili de cei pe care îi formăm. Nu să vă zic eu, suntem mulțumiți. Avem un acoperiș asupra capului. Noi mișem ca să întreținem familia. Antia. Când vrem cu salariul, ne consultăm unul cu altul. Și trebuie, hai să cumpărăm pentru copii, hai să le cumpărăm din calțat, din îmbrăcat și le pot fi masă. Fără școală și fără carte, mai parte. Indiferent. Indiferent de plouă, de tună, copiii or să meargă la școală. Copiilor din România li se meargă șansa la viitor. Donează 2 euro prin SMS la numărul 877 și dăruiește copiilor săraci biblioteci și centre de alfabetizare. Strică de pe GSP! Se strică de pe GSP! De pe GSP, n-auzi! Liga 1 la fotbal, Superliga de rugby, tenis ATP 500, fotbal internațional, tenis de masă, cele mai bune talk show-uri, cele mai noi știri, sport la superlativ, numai la GSP TV! Yeah, this is me again, Bono. Romantic FM. Miercuri, 11 ianuarie, apare următorul număr din colecția Biblioteca pentru Toți. Balta albă, călătorie în Africa și alte scrieri, de Vasile Alexandrii. Numai cu Jurnalul Național. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Împreună am trăit un an istoric. Am adus România în fața lumii și lumea în fața României. Am fost onorați și respectați, recunoscuți și distinși. Mulțumită ție! Împreună suntem cei mai buni. Antena 3. Informațiile alergă într-un maraton de 24 de ore. Aici e linia de sosire, în 100 de minute. Din berechet aflați ce se întâmplă și mai ales de ce se întâmplă. Adevăratele subiecte ale zilei, analize obiective și dezbateri incitante. Transmisii live și intervenții. Ana Maria Roman știe mai multe. Procurorii au întârziat cu dosarul. În cel mai dinamic format de televiziune din România. 100 de minute cu Alexandra Stoicescu. La Antena 3. Sară de seară, îți dăm ceea ce îți dorești să vezi, ceea ce ai nevoie să vezi. Alexandra Stoicescu, Dana Grecu, Răzvan Dumitrescu, Mihai Gâdea, Mircea Badea, Victor Ciutacu, Oana Stancu, Adrian Ursu, Radu Tudor, Carmen Avram. Cea mai bună echipă editorială din România.
Sare de Seară la Antena 3. Curând ai distracția la degetul mic. La Antena 1. Bun, vorbeam despre, făcea domnul Arafat o comparație între serviciul din Franța, da, și serviciul din Ce voiam să spun, că colegul a explicat ieri foarte bine o parte a sistemului de urgență din Franța, partea cealaltă care alcătuiește majoritatea sistemului de intervenție sunt pompierii, care, de exemplu, la Paris, la Marsilia, sunt chiar militari. Dați Ministerului de Interne, sunt corpul de geniști al armatei franceze care rulează pompierii de la Paris și corpul de marină militară care rulează pompierii din Marsilia, dar sunt dați la Ministerul de Interne, lucrează sub Ministerul de Interne și lucrează cu spitalele ca și cooperare. Și mai sunt serviciile de ambulanță private, plin de ele, care se ocupă de transporturi și de consultații. De transporturi simple și de consultații. Ministerul de Interne în Franța deține 48 de elicoptere de intervenție ale securității civile. Și mai există un număr de elicoptere la anumite spitale care le deține serviciul public de urgență celălalt, în completare. Deci, noi în România ce am făcut? Am adus pompierii cu spitalul la un loc. Avem serviciul de ambulanță al nostru, care sub forma asta nu există în Franța, dar care își face treabă și completează activitatea. Și mai avem acum sectorul privat, care preia partea de consultații și transport. Deci, că sistem, noi am adus sistemul nostru un pic și din cauza asta a apărut la SMUR DUL. DUL vine pentru că am integrat spitalul, unitatea de primire urgență, cu pompierii și a devenit serviciul mobil de urgență reanimare și descarcerare. Pentru că serviciul este înstruit integrat, pregătit integrat, format cu oamenii împreună, lucrează împreună. Deci la accidente, automat, în momentul în care îți intră factorul comercial și începe trimiterea la accidente să fie după alte criterii decât criteriul serviciului cel mai specializat pe asta, dacă e în zonă și asta, și ambulanța, care și ea a primit înstruire foarte asta, o să ajungi să ai echipaje care s-ar putea să se întâlnească cu pompierii odată la 3 luni. Deci situații, mai e un concept care trebuie să-l înțeleagă lumea și cred că o să-l înțeleagă cine spun, se numește diluția experienței. Deci, corect, când toate echipajele sunt la fel și încep să le tratezi pe alte principii decât principiile de nivel, de competență și tot, și când mărești numărul unui număr de echipaje care n-ai nevoie de acest număr să fie mai mare, cum s-a întâmplat în state o comparație care a fost publicată, un studiu care l-a publicat Herald Tribune. Și zice așa, într-un loc aveam paramedici mult mai mult pe cap de locuitor dintr-un alt loc. La ei paramedicul este nivelul cel mai înalt. Absurd, paradoxal, mortalitatea în locul care erau mult mai mulți paramedici era mai mare decât mortalitatea în locul în care erau de prim ajutor mai mulți și paramedicii erau mai puțini. Și au făcut o analiză. De ce? Un paramedic de acolo unde erau foarte mulți ajungea să facă o manevră complexă de salvare de viață odată la 6 luni, odată la 8 luni, unii odată la 2 ani, pentru că așa se întâmpla în turele lor, mergeau la chestii mai simple decât la chestii mai complexe. Acolo unde erau specializate echipajele pe diferite tipuri de intervenții, adică erau expuse mai mult la anumite tipuri de intervenții, să zicem mai bine, șansa era mult mai mare că echipa avea experiență. Manevra aia, paramedicul o făcea odată la 3 ture, odată la 2 ture. Același lucru dacă iau mașinile smurdului acum și mașinile tip C ale ambulanței. Concentrarea întubaților, intervențiilor critice și tot sunt pe aceste mașini și pe elicoptere. O mașină smurd, în timpul turei, are cel puțin, în medie, o întubație sau două, care este chiar mult peste media care există în restul țărilor care au experiența asta răspândită. Deci asta este o chestie pur tehnică. Acum am explicat o chestie extrem de tehnică, care cineva care nu se pricepe la aceste lucruri le ia pe gratis. Și spune nu, că nu trebuie așa, că trebuie să bag concurența și tot. Deci cineva vorbesc
tehnic care nu se precepe, că eu nu mă aștept la oamenii care nu sunt din domeniu să înțeleagă aceste dedesubturi, aceste subtilități ale organizării. Păi dacă nu înțeleg nici cei din domeniu, domnule Arafat, cum să le înțeleagă cei din afară? Păi cei din domeniul urgenței înțeleg. Cei care lucrează în domeniul urgenței înțeleg. Încep să ai problema când îți vin colegi care nu știu și... De exemplu, dau alt exemplu, un comentariu care s-a dat de către unul din experții comisiei, că la urgență se fac analize nejustificate. Foarte ușor să arunci treaba asta sau să nu se iagă toată lumea. La ce se referea? La computer tomografie, care se cere în unitățile de primiri urgență că să faci anumite analize, să depistezi dacă are bolnavul ceva sau nu. Protocoalele internaționale zic așa: dacă unul cade și lovește capul de parapet și pierde conștiință și revine, trebuie să-l faci CT pentru că e o șansă să formeze un cheac de sânge în capul lui. Dacă nu-l faci computer tomograful, n-ai de unde să știi, poate să fie normal, îl trimiți acasă, a doua zi ține în comă. Normal că multe din analizele computer tomografice care le fac colegii în urgență sunt analize de excludere și nu de neapărat de confirmare. Analizele de excludere nu sunt analize nejustificate. Deci colegii din toată lumea o să vă spună pe urgență că este absurd să te aștepți că analizele le faci numai să le confirm, că dacă de fiecare dată când faci o analiză confirm o boală, înseamnă că nici nu ți mai trebuie analiză, înseamnă că ești perfect. Deci astea sunt comentarii tehnice care sunt răutăți între diferite sectoare de specialitate, sănătate publică, management sanitar, cei specialiști pe domeniu, dar care trebuie să fie luate în considerare când discuți de organizarea unui sistem și trebuie să lași oamenii care au argumente, mai ales dacă sunt, cum zice lumea acum, evidence-based, adică bazate pe dovezi, să le lași să meargă mai departe. Cam asta e. Bun. Colegii mei vor să vă întreb și dacă vreți să plecați din țară până la urmă. Deci nu vreau să se folosească anumite chestii, anumite lucruri care le spun că o declarație păi șoc, cum era da sau nu? Că demisionez. Eu n-am zis că dacă nu iese legea, atunci demisionez. Am zis în sensul următor. Când iese legea în forma asta, va trebui să vină cei care au propus-o să răspundă de implementarea ei. Normal, asta înseamnă că plec. Dar justificarea plecării nu era o amenințare, era o justificare de plecare bazată pe faptul că cel care a făcut trebuie să continue. Deci este normal. Și cel care n-a putut să prezintă ideile trebuie să, sau să convingă, trebuie să se retragă. Aici am zis următorul lucru. În cazul în care va ieși legea, se va schimba organizarea sistemului și tot, există întotdeauna și posibilitatea ca oamenii care nu cred și nu vor să lucreze într-un sistem în acest gen, să-și găsească și alte posibilități. Să nu credeți că... Deci, eu cel puțin cred că am refuzat câteva chestii foarte serioase, tocmai ca să continuu și să fac treaba asta aici. Și chestii la nivel destul de sus și chestii internaționale, care cu venituri mari, cu tot, dar nu asta era interesul. Și sunt convins că mulți alți colegi care cred în ce fac, au refuzat. Și cunosc cel puțin câteva cazuri care au refuzat. Alți colegi de ai noștri, și asta e o mândrie pentru România, șeful Smurdului Târgu Mureș, șeful Smurdului Oradea, conciliază consorții internaționale care implementează proiecte internaționale în Mongolia, în Kazakhstan, în alte țări, pe reconstruirea sistemelor de urgență de acolo. Deci deja experții noștri care lucrează în domeniu sunt luați afară. Și de aici zic, când vezi că nu te mai încadrezi, nu mai reușești, normal că îți cauți alte soluții și alte chestii. Sunt multe variante aici, nimeni nu știe ce va fi. Noi... O ultimă întrebare, domnul Abraham. Ce se întâmplă cu legea din punctul dumneavoastră de vedere? Cum credeți că va trece? Sigur, eu sunt optimist. În contextul în care, într-adevăr, va exista o presiune publică serioasă și argumentele domnului Arafat și al altor specialiști vor fi luate în seamă și pot fi luate în seamă, chiar în contextul că s-au făcut aceste afirmații, eu spun că va fi un exemplu deosebit de a discuta în mod civilizat, corect, la nivelul unei țări, propriul sistem de intervenții în urgențe și cred că putem face acest lucru. Dar tare mi-e frică, așa cum s-a întâmplat și cu legea asistenței sociale și cu celelalte, că o să recurgem până la urmă și cu legea sănătății, să o adoptăm prin asumarea răspunderii și atunci vor fi erori grave care vor trebui corectate în viitor. De fapt, vom înlocui Parlamentul cu Guvernul și guvernanții actuale, așa cum spuneam, și îmi cer scuze de expresia neacademică pe care o folosesc, aceea că acești politruci incompetenți au nevoie de niște oameni pe banii statului care să facă efectiv ceea ce ar trebui să facă ei. De aceea nu-și asumă răspunderea. Că a fost afirmația totuși făcută că va fi
prin Parlament și cred că asta în final se va ajunge prin Parlament, deci asta a fost afirmația făcută și dacă ajunge prin Parlament vom avea mai multe șanse de discuție. Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru că ați fost alături de noi și